seara, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Vremea se răcește simțitor în următoarele zile. Un val de frig va duce temperaturi de minus 15 grade și ninsori. La momentul actual, adică el se află mai mult pe partea de nord a continentului și el treptat va coborî. Sunt și astăzi cozi mari de mașini la vâmile Leușeni, Albița și Sculeni. Au fost deschise toate pistele de control disponibile, inclusiv unele pe benzile opuse de deplasare. Infernal. N-am mai văzut, cred că, de când merg de 10 ani, de când traversez vama, n-am văzut niciodată atât de frumos. Ucrainenii se pare că se răzbună după atacul masiv de ieri asupra orașelor Kiev și Harkov. Explozii puternice au avut loc în Belgorod și Sevastopol, în Crimeea ocupată. Vine iarna, în perioada Crăciunului pe stil vechi, în țara noastră, temperaturile în termometre vor coborî până la minus 15 grade. Asta arată site-urile meteo internaționale. Sinopticienii de la noi spun că vremea se răcește din cauza unui val de aer rece care vine din nordul Europei. Temperaturile scăzute s-ar putea menține în Moldova toată săptămâna viitoare. El treptat va coborî în jos. La momentul actual, adică el se află mai mult pe partea de nord a continentului și el treptat va coborî. Așadar, un val de aer rece va ajunge la sfârșitul săptămânii în Republica Moldova. Începând cu data de 7, temperaturile vor începe să scadă, fiindcă o masă de aer rece de origine polară va pătrunde și deja pe partea de sud a continentului. Și respectiv și teritoriul nostru va fi influențat. Și ne așteptăm ca spre data de 9-10 ianuarie să avem temperaturi pe timp de noapte până la minus 15 grade Celsius. Ziua va fi puțin mai cald, însă mercurul în termometre nu va urca mai sus de 0 grade. Sunt așteptate în acea perioadă și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În perioada 7-8 ianuarie ne așteptăm ca un ciclon să traverseze teritoriul țării noastre și să ne aducă și precipitații. S-ar putea să avem și unele troiene. Chiar și așa, și în acest an avem parte de o iarnă destul de caldă, cu temperaturi ridicate. Suntem sub influența unor mase de aer cald de origine africană, adică din nordul Africii. Și din motivul ăsta, noi avem mai multe circulații de anticiclon pe partea sudică a continentului. Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că în următoarele zile vor fi maxime de până la 12 grade ziua, iar noaptea mercurul în termometre va coborî până la 0 grade. Valul de frig care vine peste Moldova e adus de un ciclon care a adus în vestul Europei temperaturi de minus 40 de grade. În unele regiuni din nordul Suediei s-a înregistrat cea mai scăzută valoare din ultimii 12 ani. Revenim cu detalii în câteva minute. Cozile kilometrice de mașini de la frontiera moldoromână nu se mai termină. Cele mai aglomerate puncte de frontieră rămân a fi Sculeni și Leușeni, Albița. Oamenii au fost nevoiți să aștepte ore în șir în vamă pentru a putea ieși din Republica Moldova. În acest context, responsabilii de la Poliția de Frontieră îi îndeamnă să aleagă punctele de trecere Cahul, Lova și Costești, acolo unde se circulă mai ușor. Aceasta este imaginea pe care am văzut-o astăzi în vama Sculeni, acolo unde rândurile de mașini nu se mai sfârșeau. Oamenii spun că au fost nevoiți să stea și câte 3-4 ore ca să poată ieși din țară. De cât timp stați în coadă? 3 ore și ceva. Cum fluxul vi se pare? Foarte greu, din păcate. Și unde plecați? Până în Iași și înapoi. Jumătate de zi o pierd numai pe drum, pentru o mică excursie. Cum vă pare fluxul de autovehicule astăzi? Infernal. N-am mai văzut, cred că, de când merg de 10 ani, de când traversez vama, n-am văzut niciodată atât de flux. Cel mai greu le-a fost pasagerilor cu copii. Foarte greu, mai ales cu copiii mici, mai avem încă doi în spate, este cam dificil pentru noi. Un copil mic nu prea poate să stea atât timp într-un spațiu limitat, de-aia pentru noi este foarte incomod să stăm atâtea ore în rând. Și unde plecați? Plecăm la Sinaia, o vizită pe 3 zile copii, doar că o să fie de 2 zile după traficul de la vamă. Regretul este și mai mare pentru cei care au pierdut o zi din vacanța mult așteptată. Am bronat din timp și trebuia la ora 3 să ajungem. Ca să înțelegeți, mai avem încă 200 de kilometri și încă n-am ieșit din vamă. Asta o să ne ia vreo 3 ori, 4, respectiv o să ajungem pe vreo 6.
Am vrut să explorăm și ziua de azi, să fim interesantă, dar o pierdem în vamă. Cele mai tranzitate puncte de trecere ale frontierei rămân Afișculeni și Leușeni-Albița. Actualmente, în cadrul punctului de trecere Sculeni, rândul este în jur de 2 km. Pe direcția ieșirii din Republica Moldova. În acest context, autoritățile de frontieră au suplinit numărul de angajați pentru a degaja traficul transfrontalier. Totodată au fost deschise toate arteriile de circulație posibile pentru traversarea cât mai operativă a frontierii. În comparație cu anii precedenți, traficul a crescut în jur cu 13-15%. Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră ieri, circa 32.000 de persoane au ieșit din Republica Moldova, cu peste 28% mai multe decât la începutul lunii decembrie. Grupele cu program prelungit în clasele primare din Chișinău ar putea fi închise. Motivul ar fi lipsa banilor în buget pentru asta. Iar Ion Ceban pasează responsabilitatea către guvernare, fără să spună care mai exact este problema. Consilierii PAS din CMC au criticat decizia și au spus că vor protesta, iar mai mulți părinți se arată indignați și nedumeriți. Părinții din Asociația Părinți Solidari, cu care am reușit să discutăm astăzi, au criticat intenția autorităților locale. În așa situație apare nedumerirea. De ce primăria? De ce că copiii sunt cei care pot fi lipsiți de aceste grupe și ce asta este metodă de a face economii. E un domeniu care are un impact multiplu, nu doar asupra copiilor, dar și asupra familiilor acestora, asupra posibilității de a muncea femeilor, asupra ocupării copiilor, asupra securității copiilor. Maia Cuțitare are o fetiță în clasa 1. Femeia spune că este singură și mai are și jobul full-time, astfel nu știe cum va reuși să ia copilul mai devreme de la școală. Nu sunt de acord categoric cu lichidarea grupelor, pentru că copilul va rămâne fără supraveghere și este împotriva siguranței lui. Nu e bine deloc pentru acești copii micuți. Aici este totală responsabilitatea primăriei de a aloca sau nu acești bani pentru grupele cu program prelungit. Acum câteva zile, Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău a emis un ordin prin care Direcția Generală de Educație a fost obligată să eficientizeze cheltuielile privind activitatea claselor, grupelor cu regim prelungit și a altor servicii educaționale achitate din bugetul local. Consilierii PAS au criticat decizia și îndeamnă primarul să aloce banii necesari, altfel vor organiza proteste. Timp de 4 ani de zile, el a creditat și a împrumutat acest oraș și iată că astăzi vine nota de plată. La dobânzi nu poate umbla, nu le poate să nu le achite, fiindcă cresc penalitățile și ce face el? El vâră mâna în buzunarul copilului, în buzunarul educației copiilor noștri. La ședința primăriei de ieri, Ion Ceban a anunțat că municipalitatea urmează să optimizeze cheltuielile în mai multe domenii sociale, din motiv că guvernul taie din bugetul primăriei. În acest an, spre mare regret, continuă să ne lovească foarte dur această guvernare impotentă. Trebuie să încep cu acest lucru, pentru că spre mare regret va trebui să optimizăm mai multe cheltuieli în domeniul educației, în domeniul protecției sociale, care sunt cumva anterior cu destinație de la nivel central. Și îmi pare foarte rău că în anul accesibilității guvernul taie din bugetul primăriei din nou și pune o nouă povară financiară pe umerii noștri. Reprezentanții guvernului au respins acuzațiile lui Ceban și au spus că acesta minte. Cu referire la parametrii bugetari aprobați în legea bugetului de stat pentru anul 2024, informăm că pentru bugetul municipal Chișinău aceștia nu s-au redus, ci s-au majorat. Astfel, volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul municipal Chișinău pentru 2024 s-a majorat cu circa 39,5 milioane de lei, a notat ministrul finanțelor într-un comentariu. În anul de studii 2023-2024, în clasele cu regim prelungit, au fost înscriși peste 38.000 de elevi. Fostul agent guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Dumitru Obada, a fost ales astăzi președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. Obada a fost singurul procuror care și-a depus candidatura. Votul de astăzi și votul din 22 decembrie demonstrează încă o dată angajamentul pe care ne l-am asumat cu toții. Să facem cu dreptul, să începem activitatea cu dreptul. Nu este un mandat ușor, provocări vor fi, dar prin dialog, prin a ne auzi, cu siguranță le vom depăși.
Cobadă a fost ales pentru un mandat de 2 ani. El este procuror din anul 2012. În aprilie 2021, Dumitru Obada a fost numit în funcția de procuror șef al secției analiză criminologică la Procuratura Generală. Un an mai târziu a fost desemnată de executiv la funcția de agent guvernamental al Republicii Moldova în fața CEDO, iar la mijlocul lunii decembrie 2023 și-a dat demisia. Înainte să ajungă membru al CSP, acesta a trecut comisia preveting, care a stabilit că procurorul întrunește criteriile de integritate etică și financiară. Noul președinte al CSP indică în declarația de avere 3 camioane și 2 automobile în valoare totală de peste 900.000 de lei, 3 case la sol și 2 apartamente. Țările din nordul Europei se confruntă cu un val de frig. În unele regiuni din nordul Suediei, cum ar fi orașul Umea, temperaturile au coborât sub minus 41 de grade, fiind cea mai scăzută valoare din ultimii 12 ani. Un val de frig se așteaptă și în estul Europei. În weekend, în Ucraina, sunt prognozate minus 20 de grade, iar în România minus 14 grade. Un front atmosferic cu presiune ridicată a adus un aer extrem de rece în Suedia și în Finlanda. În Nikkaluokta, în apropiere de orașul Kiruna din nordul Suediei, au fost înregistrate temperaturi de până la minus 41,6 grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi din Suedia din acest secol au fost înregistrate în februarie 2001, când la Storbo a fost atinsă valoarea de minus 44 de grade Celsius. În unele regiuni din centrul și nordul Finlandei au fost prognozate temperaturi minime de până la minus 40 de grade Celsius în următoarele zile. Între timp, furtuna Henk a făcut prăpăd în Marea Britanie. Vântul a bătut cu rafale de peste 150 de kilometri pe oră. Într-un oraș port, valuri uriașe au înghițit digurile. Din cauza vremii nefavorabile, pe aeroporturile din Londra, zborurile au avut întârzieri. În sudul Marii Britanii, ploile abundente au provocat inundații. Și locuitorii unui oraș din nordul Franței încearcă să facă față inundațiilor. În 10 departamente a fost declarat penultimul nivel de alertă, portocaliu. Meteorologii avertizează că apogeul inundației urmează să vină. De câteva săptămâni plouă fără oprire și într-o serie de regiuni din Germania, iar râurile își revarsă malurile. Intervenție chirurgicală rară și complicată la Bălți. Medicii au reușit să salveze un tânăr care a ajuns pe masa de operație după ce a fost lovit în cap de un glonț. Scopul intervenției a fost o prelucrare chirurgicală complexă, cu înlăturarea tuturor țesuturilor neviabile. Aici se referă începând de la tegumente, structurile osoase, dar și structurile cerebrale care au avut de suferit. Aflați cum s-a întâmplat incidentul și cum a decurs intervenția chirurgicală în câteva momente la știri. O eroare tehnică a creat nedumerire printre pasagerii Wizz Air. Călătorii au fost anunțați că din 15 ianuarie zborurile vor fi anulate. După ce mai mulți pasageri s-au plâns, ministrul infrastructurii a declarat că, de fapt, este vorba de o problemă tehnică din cauza schimbării codului aeroportului. Mai târziu și compania a invocat acest motiv, spunând că anulări nu vor fi. Informația că Wizz Air și-ar fi anulat mai multe curse de pe aeroportul internațional Chișinău începând cu data de 15 ianuarie a apărut în spațiul public după ce mai mulți pasageri s-au plâns că au primit notificări, precum că le-au fost anulate zborurile programate pentru această lună. Responsabilii de la Autoritatea Aeronautică Civilă spun că este vorba de o eroare tehnică. Autoritatea Aeronautică Civilă informează că niciun operator aerian nu a anulat zborurile din și spre Chișinău. În cazul unui operator privat s-a produs o eroare tehnică în sistemul de rezervări, care urmează a fi remediată în scurt timp. Și ministrul infrastructurii ne-a spus că s-a produs o eroare tehnică din cauza modificării abrevierii aeroportului internațional Chișinău din Chiv în RMO. Reprezentanții aeroportului internațional Chișinău la fel au negat că ar fi fost anulate anumite zboruri, precizând că de fapt s-a produs o eroare tehnică în sistemul de rezervări Wizz Air și că deja toate zborurile au fost restabilite și sunt disponibile pentru
rezervări bilete. La scurt timp, reprezentanții companiei aeriene au transmis un mail la adresa redacției noastre în care au spus că zborurile vor fi operate în continuare. Wizz Air își reafirmă angajamentul de a continua zborurile regulate către și dinspre Republica Moldova. Pasagerii care plănuiesc să călătorească spre Chișinău sunt sfătuiți să identifice destinația pe website-ul companiei aeriene și în aplicația pentru mobil, folosind noua abreviere RMO atunci când rezervă bilete. Se arată în mesaj. Compania Wizz Air a revenit în Moldova pe 14 decembrie, după ce în luna martie 2023 și-a suspendat toate zborurile de pe aeroportul internațional Chișinău, invocând motive de securitate a spațiului aerian. Seară cu ghinion pentru trei șoferi din capitală. Aceștia au rămas cu mașinile distruse după un accident produs la intersecția străzii Alexandru Pușkin cu bulevardul Ștefan cel Mare. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se văd cele trei autoturisme grav avariate, una dintre care a ajuns pe trotuar. Potrivit poliției, în accident au fost implicate un Citroen, un Volkswagen și un Renault. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Cauzele accidentului se investigează. Doi bărbați de 39 și 41 de ani au fost reținuți după ce ar fi șantajat un om de afaceri moldovean care locuiește în Franța. Totul s-ar fi întâmplat după ce cel din urmă l-a ajutat pe unul din bănuiți să-și găsească un loc de muncă în Franța, însă acesta nu și-ar fi primit salariul de 4.000 de euro. Astfel, suspectul a decis să-l șantajeze pe omul de afaceri ca să-i dea el banii. Burgienți, duce 500 de euro. Încurjor cu 1 milion de oameni și nu-ți dau pace. Cu o persoană, pe nu-ți distrug tot absolut în tine, nu mai lăs de capul tău. Asta eu ți-am promis și așa și acesta ar fi unul dintre mesajele cu amenințări primite de omul de afaceri potrivit procurorilor de la combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Totul a început după ce acesta l-a ajutat pe un bărbat să se angajeze la muncă în Franța, însă compania la care a lucrat cel din urmă nu i-a achitat salariul de 4.000 de euro. Astfel, bănuitul a decis să-l șantajeze pe omul de afaceri și și-a găsit și un complice. Cei doi l-ar fi amenințat de mai multe ori. Pentru a putea reveni în siguranță în Moldova, omul de afaceri a depus o plângere. Au urmat percheziția case la suspecți la Chișinău și Călărași, acolo unde au fost reținuți. Dimineața. Deci, pentru combatere crimei organizate. Familia. Procurorii PCCOX urmează să decidă dacă vor solicita ca cei doi să fie plasați în arest preventiv. Codul penal prevede o pedeapsă de la 3 până la 7 ani de închisoare pentru șantaj. Intervenție chirurgicală dificilă și neobișnuită la Spitalul Clinic Bălți. Medicii au luptat pentru viața unui tânăr care a ajuns pe masa de operație după ce a fost lovit în cap de un glonț. Intervenția a durat aproape 3 ore, iar acum starea acestuia este gravă, dar stabilă. Tânărul a fost adus ieri de urgență la spitalul din Bălți, fiind în stare extrem de gravă. Într-un interval foarte mic s-a pus diagnosticul, s-a efectuat un diagnostic complex prin tomografie computerizată, care este la îndemâna noastră 24 de ore. Tânărul a fost transferat în secția anestezie și terapie intensivă, unde starea acestuia a fost stabilizată pentru a putea fi operat. Chiar la internare toți parametrii vitali erau dereglați. Și când starea pacientului a permis de a-l supune unei intervenții chirurgicale vaste, desigur, el a fost luat în sală. Medicii de la Bălți spun că au efectuat pentru prima dată o astfel de operație. Scopul intervenției a fost o prelucrare chirurgicală complexă, conăturarea tuturor țesuturilor neviabile. Aici se referă începând de la tegumente, structurile osoase, dar și structurile cerebrale care au avut de suferit. A fost o leziune care s-a caracterizat printr-un orificiu de intrare și printr-o poartă de ieșire care erau diametral opusă, după cum vă dați seama, deci practic tot creierul a avut de suferit. Patru medici au participat la operația care a durat aproape 3 ore. S-a aplicat tratament chirurgical. Aprecierea echipei mea este pozitivă. Ei au acționat la timp și destul de profesionist. S-a făcut totul ce este posibil în limitele instituției date, dar instituția are posibilități destul de mari. Acum tânărul se află în reanimare, fiind în stare gravă, dar stabilă. Potrivit poliției, acesta a ajuns să fie împușcat în cap în timp ce trecea haotic în pereții apartamentului în care locuia, iar un glonț a ricoșat și l-a lovit. El a reușit singur să deschidă ușa polițiștilor, cărora le-a spus că arma din care a împușcat îi aparține, lucru care nu s-a adeverit.
Cei 379 de pasageri și echipajul avionului cuprins de flăcări pe aeroportul Haneda din Tokyo au fost evacuați în doar 90 de secunde, dar mulți spun că a fost vorba despre o adevărată minune. Multe detalii despre cum au fost salvați toți pasagerii din avionul cuprins de flăcări aflați în câteva minute la știri. După atacul masiv de ieri asupra Ucrainei, explozii puternice au fost raportate în unele zone din sud-vestul Rusiei și în peninsula Crimeea. Rușii susțin că orașul de frontieră Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sâmbătă, a fost atacat din nou, precum și Sevastopol, unde o rachetă ucraineană a fost doborâtă. Nu au existat pagube sau victime în urma atacului. Rusia a spus că peste noapte ucrainenii au atacat cu drone și rachete regiunea Belgorod, care se învecinează cu Ucraina. Guvernatorul regiunii susține că multe drone au fost distruse de sistemul de apărare aeriană. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, sistemele de apărare aeriană au distrus un total de 12 rachete lansate de Ucraina deasupra regiunii de granițe Belgorod. Totodată, mai multe canale rusești de Telegram au raportat o serie de explozii puternice deasupra orașului Port Sevastopol din peninsula Crimeea. Conducerea rusă a orașului afirmă că sistemele antiaeriene au distrus o rachetă deasupra portului Sevastopol. Ucraina nu a comentat exploziile din Belgorod și Sevastopol, însă acestea au loc după ce rachete rusești au lovit ieri cele mai mari orașe ucrainene, inclusiv Kharkov și Kiev, ucigând cel puțin 5 persoane și rănind 10. În ultimele zile, războiul aerian dintre Rusia și Ucraina s-a intensificat. Rusia a lansat aproximativ 300 de rachete și 200 de drone în 5 zile. І лише за кілька днів цих останніх днів від 29 грудня і по сьогодні Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет та більше 200 шахедів. La sfârșitul săptămânii trecute, rușii au lansat cel mai mare bombardament aerian al invaziei, ucigând peste 40 de persoane. Forțele ucrainene au răspuns cu atacul asupra Belgorodului, în care 25 de persoane au fost ucise și peste 100 rănite. Într-o analiză, Institutul pentru Studiul Războiului afirmă că rușii vor încerca să se adapteze la capacitățile actuale ale scutului aerian ucrainean, pentru a învăța cum să locolească și să provoace victime și distrugeri maxime. Potrivit analiștilor, Ucraina va trebui să-și normalizeze rachetele de apărare aeriană în fața reducerii asistenței occidentale, precum și să consolideze protecția țintelor critice prin redistribuirea sistemelor de apărare aeriană. Principalul obiectiv militar al Ucrainei în 2024 este izolarea Crimeei, a declarat președintele Volodymyr Zelensky în primul său interviu din 2024, oferit publicației The Economist. În căutare de resurse și de sprijin occidental, Zelensky a spus că ajutând Ucraina, Europa se protejează de agresiunea rusă. Liderul de la Kiev a mai spus că nu există semne reale că Rusia ar fi interesată de pace și că orice indiciu că Rusia dorește să poarte negocieri înseamnă că a rămas fără arme și soldați. Într-un interviu de anul nou acordat publicației The Economist, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Occidentul a pierdut simțul urgenței și mulți ucraineni au pierdut sentimentul de amenințare existențială. Sprijinind Ucraina, Europa se protejează de agresiunea rusă, dându-ne bani sau oferindu-ne arme. Vă susțineți singuri, vă salvați copiii voștri, nu pe ai noștri. Dacă Rusiei îi se permite să ia copiii ucraineni, va lua și alți copii. Dacă Ucraina pierde, Putin își va apropia războaiele de Occident. Putin simte slăbiciunea ca un animal. El simte sângele, își simte puterea și vă va mânca la cină cu tot cu UE, NATO, libertate și democrație. Avertizează președintele Ucrainei, care, potrivit celor de la The Economist, este furios. Călit de presiunile războiului, de un an de titluri negative și de eșecul contraofensivei care promitea atât de mult la începutul anului 2023, el și-a pierdut lejeritatea și umorul care au caracterizat întâlnirile noastre anterioare cu el, arată The Economist în preambul.
preambulul articolului. Interviul a fost făcut prin Zoom, iar reporterul The Economist a remarcat că președintele ucrainean gesticula pentru a fi convingător, ca și cum ar încerca să străpungă ecranul computerului. Lumea nu-l mai ascultă la fel de atent, iar maestrul comunicator nu mai controlează narațiunea așa cum o făcea acum 2 ani, explică The Economist contextul în care a făcut acest interviu. A British Parliament, 2 years ago, I thanked you for delicious English tea. And I will be leaving the Parliament today, thanking all of you in advance for powerful English planes. După aproape 2 ani de război la scară largă, Zelenski și-a pierdut vibrația tinerească, dar el rămâne vehement că Ucraina nu poate da înapoi de la planul său de a învinge Rusia și spune că își consolidează propria producție în cazul în care proviziile occidentale vor fi insuficiente, mesaj pe care l-a reluat și în discursul de anul nou. În наступному року у нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротись проти російського зла. Zelenski recunoaște că Ucraina nu a reușit să obțină în 2023 tot ce și-a dorit, precizând însă că ideea că Rusia câștigă nu este altceva decât o percepție, iar în realitate forțele rusești sunt în continuare măcelărite în locuri precum Avdiivka, pe care l-a vizitat săptămâna trecută. Zelenski este în continuare mai puțin deschis în ceea ce privește obiectivele sale în est și în sud, scrie The Economist. Ambiția strategică declarată de a readuce Ucraina la granițele sale inițiale nu s-a schimbat și nu se va schimba, dar el nu mai stabilește termene și nu promite cât de mult teritoriu poate dezocupa Ucraina în acest an. Numărul 2 al grupării Hamas, care trăia în exil în Liban, a fost ucis într-un atac cu dronă atribuit Israelului. Este prima dată de la începutul războiului dintre Israel și Hamas din fâșia Gaza, când armata israeliană lansează un atac în capitala libaneză. Până acum, Tel Avivul nu a transmis nicio informație oficială legată de uciderea unui lider Hamas, în timp ce gruparea militantă a amenințat că această crimă nu va rămâne nepedepsită. Liderul 2 al Hamas, Saleh al-Arouri, ar fi fost ucis împreună cu gărzele sale de corp în atacul lansat la periferia Beirutului, cunoscută drept un fief al mișcării Hezbollah. Hamas are un birou în suburbia sudică a capitalei libaneze, considerată un bastion al Hezbollahului pro-iranian. Explozia ar fi fost cauzată de o dronă care a lovit etajul al doilea al unei clădiri din cartierul aglomerat. După moartea lui Saleh al-Arouri în Liban, liderul Hamas a transmis aseară o declarație video în care a acuzat Israelul de un act terorist, precizând că gruparea sa nu va fi învinsă niciodată. These assassinations and all these attacks will make us stronger and more determined than ever. This is the history of the resistance. This is the history of our movement. Vorbind la câteva ore de la presupusa asasinare a liderului Hamas, purtătorul de cuvânt al armatei israelene și-a început briefingul spunând că armata este la un nivel foarte înalt de pregătire pentru orice scenariu, fără a recunoaște uciderea lui Saleh al-Arouri. Anahnu memukadim belechima behamas. Un consilier al premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu și-a asumat responsabilitatea pentru acest atac, menționând încă că acesta nu a fost un atac asupra statului libanez, ci împotriva conducerii Hamas. Obviously in Lebanon there are many Hezbollah targets, but whoever did this strike was very surgical and went for a Hamas. Saleh al-Arouri, acuzat de Israel că a fost creierul la numeroase atentate, a fost ales în 2017 adjunct al șefului biroului politic al Hamas. După ce a petrecut în total aproape 20 de ani în închisorile israelene, Saleh al-Arouri a fost eliberat în 2010 cu condiția să plece în exil. El era stabilit în Liban și a fost o țintă a premierului israelian Benjamin Netanyahu chiar înainte ca gruparea islamistă să lanseze atacurile sale din 7 octombrie asupra Israel. Masacru în Iran la ceremonia care marca 4 ani de la asasinarea unui important general. 2 explozii au ucis cel puțin 103 persoane și au rănit peste 140 în apropierea cimitirului unde este înmormântat acesta. Oh!
Autoritățile de la Teheran vorbesc despre un atac terorist. Conform televiziunii de stat din Iran, au fost două explozii. Prima a avut loc la circa 700 de metri de altarul dedicat generalului Soleimani, iar a doua, dincolo de filtrele de securitate. Bombele au fost plasate în bagajele lăsate în zona cimitirului și ar fi fost detonate de la distanță. Mulți dintre cei ajunși la spital au fost răniți în îmbulzeala creată după explozii. Figura cheie a regimului iranian, generalul Soleimani, a fost ucis în ianuarie 2020 într-un atac armat american cu dronă în Iran. Festivalul Gheții și Zăpezii de la Harbin, unul dintre cele mai reci locuri din China, și-a deschis porțile. Vizitatorii sunt așteptați să admire cele peste 2000 de figuri din gheață și zăpadă luminate feieric. Vedeți câteva dintre ele în câteva minute. Avionul de pasageri care s-a ciocnit cu altă aeronavă pe aeroportul din Tokyo avea permisiunea de aterizare, iar oficialii japonezi investighează neglijența profesională ca posibilă cauză a accidentului. Modul în care toți cei 379 de pasageri și echipajul au fost evacuați în doar 90 de secunde din aeronava cuprinsă de flăcări este calificat drept o adevărată minune. Avionul a fost cuprins de flăcări la scurt timp după aterizare, când a lovit aeronava mai mică a gărzii de coastă pe aeroportul din Tokyo. Imagini de pe rețelele sociale din interiorul cabinei au arătat cum pasagerii puteau vedea flăcările din exterior în spatele avionului, prin hublourile cabinei, în timp ce acesta își continua drumul pe pistă imediat după coliziune. Luminile s-au stins apoi, iar temperatura din interiorul cabinei a început să crească, au declarat supraviețuitorii. După ce capitanul avionului comercial a reușit să oprească aeronava, cei 379 de pasageri, printre care 8 copii plus 12 membri ai echipajului, au fost evacuați. Pasagerii au fost ghidați prin întuneric și prin fumul gros de către personalul de cabină care ținea lanterne. O înregistrare video a arătat cum pasagerii au fost evacuați din Airbusul A350 în flăcări cu ajutorul unor topogane de salvare, într-un calm relativ și aparent fără bagaje de mână, într-o operațiune salutată ca fiind un miracol. Evacuarea fără bagaje de mână ar fi fost cheia succesului. În aproximativ 90 de secunde, toate persoanele aflate la bord au fost evacuate. După ce avionul a fost golit de pasageri, pompierii veniți cu 110 mașini de stingere a incendiilor s-au ocupat de flăcările din avion care se înclinase pe bot după ce trenul de aterizare s-a prăbușit. Incendiul a fost stins la aproape 3 ore de la impactul inițial. Cauza incidentului este investigată. Capitanul primise permisiunea de a ateriza, dar probabil că nu a putut vedea avionul gărzii de coastă mai mic aflat sub el, au declarat directorii companiei aeriene la o conferință de presă organizată noaptea târziu. Ministerul Transporturilor investigează motivul pentru care ambele avioane se aflau pe aceeași pistă, într-o țară care nu a mai înregistrat un accident grav de aviație comercială de 10 de ani. Poliția japoneză va verifica dacă, în cazul accidentului în care au fost implicate un avion de linie și un avion al gărzii de coastă, este implicată neglijența profesională. Un bărbat din New Jersey a primit cel mai frumos cadou de ziua sa de naștere. El și soția sa au devenit părinți de gemeni în ajunul și în ziua de anul nou. Băieții s-au născut în zile diferite. Și în Croația, o mamă a născut o fetiță în ultimele minute din 2023, iar alta în primele minute din 2024. I'm like, what a great birthday gift. I get two boys on my birthday. Bebelușul Ezra a venit pe lume la ora 23:48 de minute pe 31 decembrie, în timp ce fratele său, Jamon Ezekiel, s-a născut jumătate de oră mai târziu, pe 1 ianuarie. Ceea ce înseamnă că băieții nu s-au născut doar în zile diferite, ci și în ani diferiți. Unul în 2023 și celălalt în 2024.
30 days, we've got all the birthdays, anniversary, Christmas, everything. And so it just is going to be a festival, right? Și în Croația, o femeie a născut gemeni în ani diferiți. Prima fetiță s-a născut la ora 23:59 de minute pe 31 decembrie, iar a doua pe 1 ianuarie, la doar un minut după miezul nopții. Surorile gemene au venit pe lume în zile diferite, în luni diferite și chiar în ani diferiți. Blizanke rođene onako kao džiboni u pjesmi, u ponoć, jedna malo prije, druga kasnije. I to će biti jedna simpatična situacija u toj sretnoj obitelji gdje će se jedan rođendan slaviti sa starom, jedan sa novom godinom, gdje će sestre rođene u dva minuta razlike biti jedna 2023. a druga 2024. godište. Tenismenul Novak Djokovic a suferit primul eșec din ultimele 44 de meciuri jucate la turneile din Australia. Liderul ierarhiei mondiale a fost învins la United Cup de un australian, iar naționala Serbiei a fost eliminată în sferturi. Între timp, un englez de doar 16 ani face furor la campionatul mondial de darts. Adolescentul a ajuns în ultimul act, devenind cel mai tânăr finalist din istorie. Yeah, we'll leave a fitting finish on double 10. And he finishes it on double 10. Vijay Morant a ridicat publicul în picioare, basketbalistul de la Memphis Grizzlies a creat o fază virală, reușind un dunk peste cel mai înalt jucător din NBA. Aflați detalii, dar și ce legătură are rapperul Snoop Dogg cu jocurile olimpice la știrile din sport. S-a deschis spectaculosul festival al sculpturilor de gheață din orașul chinezesc Harbin. Lumea magică adună peste 2000 de palate uriașe și figuri din gheață și zăpadă luminate feieric. Anul acesta, artiștii au creat inclusiv o roată panoramică înaltă de 120 de metri. Când vine iarna, orașul Harbin, unul dintre cele mai reci locuri din China, se transformă într-un regat de gheață și zăpadă. Parcul are zone tematice și un traseu de vizitare a obiectelor turistice, cum ar fi Palatul de Gheață al Elsei, în dimensiuni reale, cu scări de gheață, pereți de gheață, balustradă de gheață și turnuri de gheață. La festivalul de gheață sunt așteptați mii de turiști dornici să se dea cu patinele pe gheață și să participe la spectacolele care au loc printre spectaculoasele construcții din gheață. Situat la graniță cu Siberia, Harbin și-a căpătat renumele de orașul gheții din cauza temperaturilor foarte scăzute înregistrate în timpul iernii. În ianuarie, temperatura medie fiind de minus 18 grade Celsius. Cea mai scăzută temperatură a fost de minus 42 grade Celsius. Sculpturile rezistă luni de zile. Nu există o ceremonie de deschidere pentru acest festival, dar gheața se topește în martie. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Geostorm, pericol global. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!